Trecem la partea a doua a zilei de astăzi, care la rândul ei are trei părți. Prima parte este lansarea, să zicem, deși de când am anunțat-o până acum a ieșit al doilea tiraj, deși asta a ieșit un tiraj și a ieșit al doilea tiraj și noi am făcut lansarea încă, a volumului Sistemismul, apărut în editura Favorit, condusă de scriitorul Dan Gârgiu, în dreapta mea. Pe urmă este, va fi volumul Grădina Domnului, un volum de versuri, scos în editura Amanda Edit, care va fi prezentată din partea editurii de Mihaela Kazimirovici, nu a venit încă, este cea care a făcut prefața acestui volum. Și pe urmă e un cocktail care, mă rog, unii care mă de aproape știu că e de fapt că e de ziua mea. E sărbătorit ziua aici. Care a fost ziua, care a fost vineri, de fapt, dar mă rog, așa stau nimeni. Pentru primul volum, am bucuria să am lângă mine aici, în afară de Dan Gârgiu, editorul, Victor Atanasiu, aici de față, renumitul critic Victor Atanasiu, Gheorghe Călugăru, Doina Bârcă, Ionel Marin, care cu ocazia asta mai trage sufletul, și Corneliu Cristescu, care a fost la discuția la Institutul Cultural Român și a făcut deja o prezentare în Bogdania acestei cărți înainte de a o lansa. Înainte să intrăm la treaba asta, aș vrea să fac un anunț care poate să fie de folos. Se găsește în sală o antologie, aș putea spune că e cea mai bună antologie care a apărut în această, anul acesta despre Eminescu și s-a lansat la evenimentul de la Parlament, de la prilejuit cu comemorarea lui Eminescu, un eveniment foarte mare organizat de Mihai Costin, dar avem în sală persoane care au participat major la acest eveniment și mă refer la Doina Gavrilescu, care a făcut această antologie și antologia se poate procura de acolo. Eugenia Gavrilescu, Enescu Gavrilescu, care vedeți aici în față, este editoare, este realizatoare acestei antologii, cu soțul ei, Costel Gavrilescu, care este acolo. De asemenea, la acest eveniment au participat pe linia artistică, pe linia actoricească, actrița Claudia Motea, aici de față, și actrița Doina Ghițescu, acolo în spate. Da. Acestea fiind zise... Da. Al cărui fondator este și domnul Nicolae Vasile. Da, mersi, dacă știi că... Da, era foarte simplu. Da. Acestea fiind zise, îi dau cuvântul reprezentantului editurii pentru volumul Sistemism. Eu o să spun câteva vorbe la ambele, la sfârșit, pentru că sunt foarte interesat să văd opiniile celorlalți înainte de a-mi spune opinia mea. Această carte fiind o carte de opinie prin excelență, de filozofie, nu literatură. Domnul Gârgiu. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră aici, de data asta în calitate de reprezentant al editurii Favorit, fondată urmă cu mai mulți ani. Profit de ocazie să fac un pic de reclamă editurii, dacă tot două profesori m-a invitat aici. Editura a fost făcută mai mult pentru mine, pentru cărțile mele,
Însă s-au pliat de-a lungul vremii diversi prieteni, unii au dat o carte, după aceea s-au fugit repede cu alte edituri, alții au revenit, alții continuă alături de noi. Domnul profesor, când a venit cu cartea aceasta, e genul de autor care publică exact ca mine până să înființez editura, la cât mai multe edituri. Nu contează din ce motive. Pe mine mă interesa să fie cât mai ieftină, dar bune. E greu să găsești o editură ieftină și în același timp să-ți ofere calitate. Și a venit, aceasta este cartea, după ce publicați, mă rog, și publică în continuare și la alte edituri. Noi publicați în cântă dimensiunea aceasta numai poezii până să vină un profesor, niciuna de filozofie, cum este cartea aceasta. Și am fost un pic, nu știam pentru ce, fiindcă avea pagini foarte puține. Zic, bă, o fi o sondă, vrea să vadă, să nu strice banii de pomană, cum iese, ce iese. În fine, în același timp eram și prieten, că noi jucam, ne-am cunoscut la teatrul nostru prin treaptele. De fapt, l-am cunoscut la Societatea Scriitorilor Târgoviște, din calitate de poet. După aceea am aflat că e și profesor universitar, inginer și așa mai departe. Ingineria, o meserie cu care eu nu mă prea potrivesc deloc, fiindcă poezia cu ingineria nu prea merg. Însă dânsul văd că le duce bine pe amândouă. Nu știu dacă concomitent, din câte îmi dau seama, a fost mai întâi inginer și nu poet, cum se naște românul, fiindcă așa, altfel nu mai făcea carieră. Dacă era poet când era la credință, e clar că nu mai ajungea inginer, cum n-am ajuns și eu, fiindcă în tinerețe și eu îl aveam cu matematica și pe măsură ce înaintam în poezie, habar nu mai aveam de algebră, de integrare și așa mai departe. De aceea am citit cu mare interes până la urmă cartea, o carte destul de grea, adică în ciuda faptului că arată așa de dimensiuni reduse, e exact cum sunt parfumurile acelea, eu am mai spus, parfumurile acelea foarte bune și foarte scumpe în sticluțe mici, așa, ca să poată fi luate în poșetă de doamne, de domnișoare și, mă rog, să se delecteze în călătoriile lor între două, eu știu, între două obiective. Eu, în mare parte, am scris despre cartea aceasta, fiindcă de timp s-au adunat la titlul altei cărți și trebuie să scrie pe ele. Am scris în revista Proarme, care se găsește pe internet la www.proarme.ro. Am scris câteva cuvinte, un fragment l-am pus și pe copertă acolo. Spun, îmi permit să nu mai să citesc, ca să nu spun altceva, să spună că mă contrazic. La o privire superficială, sistemismul profesorului Vasile poate fi o carte periculoasă, însă numai la o privire superficială și noi v-am dus să spun acum și aici de ce, fiind suficient să devoalez simplu fapt că unii s-au dus cu gândul la proiecte sistemice, gen doctrina statului puternic sau la aceea statului slab care este România, aspecte neatinse în cartea de față. Ce vreau să zic? Eu am mai găsit prin România Mare, atins subiectul acesta cu România Mare, o revistă relativ naționalistă, patriotică, relativ la sistemism, ca principiu, ca eu știu, ca definiție. Sistemismul îmbracă o sferă mai largă. Domnul profesor lasă ideea că se poate aplica și la stat. Uite la ce se întâmplă în România de azi, cu guvernul, cu schimbare, cu reîntoarcere, cu partide, cu și așa mai departe. Cel e că aici, de exemplu, vorbește despre multe alte, da, să spună, se raportează la multe alte aspecte, mai puțin la aceasta cu statul. Practic e o carte nevinovată aceasta, însă v-am zis foarte profundă. Pentru un filozof o poate înțelege foarte bine, însă e cu o aplicație foarte largă, v-am zis, se poate aplica la orice, de la familie, de la individ, la societate, până la un stat, până la globalizare, până la în tot acest univers. Ca atare, e o carte pe care eu vă recomand cu toată căldura și vă garantez că nu o să înțelegeți orice carte de filozofie chiar din prima, dar o să regăsiți cu plăcere vechea filozofie greacă, cu aplicații în actualitate, cu aplicații la Eminescu, la tot ce înseamnă practic universul ăsta fascinant, care este lumea. Având alături aici pe domnul Atanasiu și alții, Victor, așa și pe domnul Gio Călugru, doamna Bârcă, nu mai continui ca să nu le furi ideile. Ăsta e avantajul celui care, adică să le contracarez ideile, avantajul celui care vorbește primul. Întotdeauna mă feresc să vorbesc ultimul, că nu mai am ce spune. Dar e prima oară când vorbesc, mulțumesc, domnul profesor.